Bună seara, domnule Cataramă! Bună seara! Sper că înainte să veniți la această emisiune nu v-ați îmbrățișat cu nimeni, că am 4 copii acasă, vreau să mă duc sănătoasă, adică... Puteți fi liniștită. Da? Nu aveți o problemă cu mine. Nu? Deci acel episod de acum 5 luni de zile, când vă duceați și vroiați să îmbrățișați orice suspect de COVID, a trecut? Nu vroiam. Am și făcut acest lucru. Și? Și mă vedeți aici, tânăr și ferice, sănătos, plin de viață, așteptând vremuri mai bune. Dar de ce v-ați dorit atât de mult să vă infectați, să vedeți ce înseamnă acest virus nenorocit? Pentru a demonstra că acest virus nu este atât de periculos pe cât se spune și că metodele de suprimare a drepturilor și libertăților sunt nejustificate și creează foarte multă nenorocire în rândul a milioane de români. Și atunci știați că organismul dumneavoastră ar face față la un eventual virus? Doamnă, eu știu că sunt un bărbat sănătos. Da, în același timp ați văzut că sunt persoane care au decedat fiind sănătoase tun. Mă rog, lumea mai și moare, doamnă. Adică moartea e un fenomen natural de care toți fugim, dar cu care cu toții ne vom întâlni la un moment dat. Prin urmare, eu am spus în martie că metoda aleasă de România și de alte țări, dar mă refeream la România, că eu discut de România, este greșită și că această carantinare, acest lockdown, în momentul în care se termină, o luăm de la capăt. Adică s-a întâmplat exact ce am spus eu în martie și e scris lucrul ăsta, că am ieșit, virusul există, circulă și mai devreme sau mai târziu cu toții vom lua cunoștință cu acest virus. V-ați infectat până acum? Da, de mai multe ori. Și ce ați simțit? N-am pățit nimic, am avut oarece simptome. Fiind sănătos, n-am pățit nimic. Ca de altfel milioane și zeci de milioane de oameni din întreaga lume care s-au infectat și n-au pățit nimic. Sunteți conștient că efectul dumneavoastră i-a scos pe foarte mulți în stradă, contestând aceste măsuri, inclusiv cei care protestau împotriva purtării măștilor și poate mulți dintre ei au ajuns la terapie intensivă, iată, nemai putând face față acestei lupte cu coronavirus. Păi, pentru că nu s-au pregătit, au avut 5 luni să se pregătească și în loc să achiziționeze zeci, sute mii sau zeci de mii de paturi și să facă spitale de campanie, au aruncat miliarde de euro pe tot felul de prostii și acum sunt la fel de descoperiți ca acum 5 luni. Și dacă știți acest lucru, de ce mai dați un exemplu negativ acestei societăți ca oamenii să se ducă și să stea la ușile terapiei intensive neavând posibilitatea să aibă un pat la terapie intensivă? Eu nu sfătuiesc pe nimeni nimic. Eu nu sunt împotriva purtării măștii. Atenție! Eu sunt împotriva obligativității purtării măștii. Eu sunt, din martie până astăzi, adeptul imunizării de grup. Ce înseamnă așa cum imunizarea de grup înseamnă exact ce s-a întâmplat în Suedia. Toată lumea a râs de Suedia și acum Suedia râde de toată lumea. Pentru că ei s-au autoimunizat, nesuspendând niciun drept și nicio libertate, protejând pe cât posibil persoanele vulnerabile și recomandând, sugerând oamenilor să poarte măști, să aibă o distanță fizică, o distanțare fizică, să aibă, dar nu s-a închis nimic, nu s-a suspendat nicio drept și nicio libertate. Și asta în martie, martie-aprilie, dar acum la nu fel. Mai este un exemplu Suedia. În continuare, râde de toată lumea, doamnă. Nu râde, s-au autoimunizat. Pentru că are un număr de morți extraordinar de mare. Cât? Colegii mei, dacă mă ajută să facem o verificare. Vă spun eu că e mai mic decât al României în acest moment. A fost în primă fază un număr de aproximativ 5.000 de morți și au rămas cu ei. Acum ei sunt autoimunizați. Ca să ne înțelegem, virusul există, nu e atât de periculos, iar... Nu pentru toată lumea. Noi avem un coleg care nu a putut duce această luptă, tânăr, 40 de ani. Doamne, mor fără... copii și de 2 luni, și de 2 ani, exact. Și de 6 luni. Moartea e un fenomen natural, din păcate, nu o putem bloca și să moare și de alte infecții. Te poți infecta de sida, de malarie, poți face o banală gripă și poți muri de o gripă banală și așa mai departe. 5.900 de morți. Da, și noi avem mai mulți. Da, și au avut peste 5.000 de acum 4 luni. Și s-au blocat. Deci este un exemplu. Și ușor, ușor, doamna Păcuraru, toată lumea începe să se trezească. Donald Trump, pe președintele Americii, a spus că doctorul Fauci a făcut lucruri rele, a luat decizii greșite.
De fapt, conducătorii lumii, conducători slabi, care n-au mai avut de-a face cu războaie de 70 de ani, au căzut în capcana medicilor care doresc dictatura militară, medicală. Și, neavând suficientă forță și putere să se opună acestei forțe oculte, reprezentate de dictatura medicală, de anumiți medici care promovează anumite interese, în niciun caz interesele oamenilor, și putem să revenim, au luat aceste decizii greșite. Cei care au avut înțelepciunea să lupte corect cu acest virus, stau acum, bine, mersi. Da, dar că vorbiți de înțelepciune, înțelepciunea a venit din deciziile politice sau a venit din deciziile medicale? Înțelepciunea întotdeauna vine, dacă vine, din decizia politică. Medicii nu pot impune o decizie politică decât în fața unor oameni slabi, în fața unor oameni fricoși, nepregătiți. Ați candidat pentru președinție. Cum ar fi arătat România astăzi cu dumneavoastră președinte? În niciun caz cu stare de alertă și cu suspendarea drepturilor și libertăților. Cum ați fi gestionat această criză? Exact, m-aș fi comportat exact cum s-a comportat Suedia, ca să mai discut de alte țări. Și care aș fi recomandat oamenilor să se protejeze, aș fi dat toate informațiile necesare, de aș fi lăsat pe oameni să se descurce și să acționeze în funcție de conștiința lor, respectându-le drepturile și libertățile. Pentru că până la urmă noi discutăm aici de drepturi și libertăți. De nimic altceva. Ce e mai importantă? Libertatea sau viața? Pentru unii, viața e mai importantă decât libertatea. Pentru alții, libertatea e mai importantă decât viața. Eu fac parte din categoria oamenilor pentru care libertatea este mai presus de orice. Aveți și dumneavoastră copii. Da, și acum aș vrea să revin la ceea ce mi-a spus că ați fost infectat de mai multe ori. Da. În momentul în care ați avut testul COVID pozitiv, ați fost singur acasă? Ați fost izolat? Sau întotdeauna am respectat legea, doamnă. Nu am infectat pe nimeni. Eu în momentul în care... Adică nu stăteați cu familia la domiciliu? Nu. Eu când m-am izolat, m-am izolat singur și n-a intrat nimeni în contact cu mine. Până când mi-am făcut un test care să-mi arate, sau două teste care să-mi arate că sunt negativ. Eu nu sunt un tip inconștient să infectez conștient pe cineva. Dar vorbeați de imunizare în grup. Da, repet, asta este situația, dar fiecare om alege. Dumneavoastră puteți să purtați o mască sau două măști sau trei măști, fără ca asta să fie obligatoriu. Pentru că așa considerați dumneavoastră că e bine. Din bun simț, da. Eu zic din... cu totul alte motive. Hai să spunem din frică, pentru că ați fost injectată cu frică. Hai să alegem că din bun simț. E opțiunea dumneavoastră. Dacă eu nu vreau să port mască, nu mă poate obliga nimeni. Ce s-a întâmplat cu dosarul penal deschis de judecătoria Urziceni pentru zădărnicirea cu materie? Nu știu. Nu ați fost audiat? Pentru ce să fiu audiat? Pentru zădărnicirea combaterii? Păi cu ce am zădărnicit eu? Ce am făcut eu ca să zădărnicesc? Puteți să-mi spuneți. Păi nu ați predicat atunci împotriva măsurilor de restricție? Păi și asta înseamnă că am zădărnicit combaterii bolilor. Doamne ferește, nici vorbă de așa ceva. Deci nu ați fost. Am fost asistat de juriști în tot ce am făcut, doamnă, că nu fac de capul meu. Ați ieșit, v-ați îmbrățișat cu persoane suspecte, toată lumea v-a văzut, toată opinia publică v-a văzut. Da, da, și o fac în continuare. Păi și asta ce înseamnă? Că tratez cu multă indiferență acest virus care a nenorocit milioane de români. Și nu sunt de acord să cedez în fața lui. Bine, dar sunteți conștient că astăzi în România există două lumi, da? Lumea bogaților, care își permit asistență medicală și în afara țării, și lumea săracilor, cei care, iată, mor cu zile pentru că nu au un pat la terapie intensivă. Mor și bogați cu zile, doamnă. Dacă ție să mori, mori. Indiferent dacă ești bogat sau sărac. A murit șeful Apple, da? Au murit oamenii care aveau miliarde și miliarde de euro sau de dolari în conturi. Moartea nu cruță pe nimeni. Indiferent dacă ești bogat sau sărac, să ne înțelegem. Așa este, dar în acest context în care ați spus că ați dori să vă infectați, ca să arătați populației că nu există niciun pericol, dumneavoastră ați avut posibilitatea să vă autoizolați, să treceți acest test singur. Nu foarte mulți cetățeni astăzi au această posibilitate să se autoizoleze la domiciliu. Și care e problema?
Păi problema este că ați setat un exemplu, ei se duc și ei să vadă ce înseamnă COVID-ul pe pielea lor și se duc acasă și îmbrățișează soția, soțul, copiii. Dați-mi voie să vă contrazic. Legea în România spune că în momentul în care vii, după din anumite țări, te duci acasă și te autoizolezi 14 zile sau cât este, da? Nu te întreabă nimeni și nu spune legea dacă ești bogat sau sărac, dacă ai casă, dacă n-ai casă. Dacă sunt 5 membri, 6... Deci, asta e legea. Eu m-am dus, că așa spunea legea. Am respectat legea. Păi da, dar în același timp v-ați permis financiar să vă mutați familia într-un alt domiciliu, ca ei să nu fie expuși acestui test. Bă, a fost o decizie voluntară, să știți că în locuința noastră puteau să rămână în continuare fără să intre în contact cu mine. Dar asta e o chestiune secundară, doamna Păcuraru. Chestiunea importantă este că sunt milioane de români care consideră că libertatea este mai importantă decât orice. Și care nu doresc să aibă suspendate nici măcar o secundă drepturile și libertățile. Dreptul la învățătură, dreptul la sănătate, dreptul la cultură, dreptul la religie și așa mai departe. Sunt niște drepturi fundamentale care nouă ne-au fost încălcate și călcate în picioare. De niște oameni care, dați-mi voie să spun, că nu cred că au competența necesară. Și repet, răul provine din rândul unei găști de medici care n-au treabă cu sănătatea populației, ci care au treabă cu alte interese, poate și anumiți politicieni care au văzut o oportunitate să devalizeze bugetul țării, pentru că în loc timp de 5 luni să facă nu știu câte spitale de campanii cu ATI și cu tot ce vrei, au aruncat bani în stânga și în dreapta aiurea și acum suntem într-o situație critică și nimeni nu știe. Școlile sunt închise, instituțiile de cultură sunt închise, dar există un revers al medaliei, și anume cei care sunt angajați la stat stau bine, mersi, fie că sunt actori, fie asta că sunt la cultură. Asta, din păcate, ninge, plouă, leafa merge. Așa, și sunt cei care sunt în sectorul privat și care au ajuns în pragul foametei, a sărăciei sau a nebuniei. Și vorbim de câteva milioane de români. Bine, dar asta chestiunea. Nu este o problemă pe care o avem noi români, este o problemă globală. Și în special acum vedem că acest val nenorocit a lovit Europa din plin. Cehia a impus măsuri foarte drastice. Da. Polonia. Da, și dacă credeți că dacă au impus măsuri și ce au făcut? În continuare au morți, în continuare au coronavirus, în continuare coronavirusul circulă, în continuare mai devreme sau mai târziu cu toții vom intra în contact cu coronavirusul și cu asta gata. Credeți că dispare coronavirusul dacă iau ei măsuri? Donald Trump a spus, o să vedeți, știți declarația de astăzi sau de ieri, o să vedeți că problema coronavirus va dispărea după 3 noiembrie. Și așa va fi. Adică după alegeri? Da. Această problemă este o falsă problemă. Noi discutăm numai de COVID, dar în România mor zilnic, ca statistic, și din cancer, 650 de persoane. De ce nu ni se dă toată statistica? Să vedem pentru că și am noi. Nebuni. Eu recunosc că în această lume superficială sunt foarte sensibilă și de fiecare dată când văd persoane că mor așteptând să intre la spital să fie consultate, eu nu am cum să nu plâng și nu am cum să mă întreb cum aș putea să-i ajut pe acei oameni. Cum aș putea? Promovând din convingere, doamna Păcuraru, respectarea drepturilor și libertăților. Pentru că s-a ajuns aici tocmai pentru că s-au încălcat drepturile și libertățile. Pentru că au fost suspendate și călcate în picioare. Aduceți-vă aminte declarații de acum 2-3 luni ale directorului de la DEVA că mor oameni în fața spitalelor de alte afecțiuni, că n-au loc în spital. Toată asta lumea se întâmplă și acum. Păi da. Și atunci, dar acei oameni nu sunt tot români? N-ar trebui să vă fie milă și de cel care nu mai poate? Păi, și atunci de ce discutați numai de coronavirus? Pentru că coronavirus este o realitate cruntă cu care ne confruntăm. Să știți că și cancerul este o realitate, și bolile cardiovasculare sunt o realitate. Toate sunt realități. Noi alegem ce vrem noi. Dar hai să vedem un material, poate vă sensibilizez un pic. Și dacă este greu pentru unii să creadă, vă arăt acum declarațiile a doi medici. Și să vedem ce spune apoi domnul Viorel Cataramă. Sunt experiențele medicilor din prima linie și ce se întâmplă atunci când cineva apropiat lor moare. Chiar nu i-am refuzat și mi s-a rupt sufletul un copil de 10 ani din Arad pe care l-am rugat să ia legătura cu centrul din Oradea pentru că nu mai aveam locuri. Sunt realități și trebuie să ne bazăm pe ajutorul tuturor colegilor noștri. Și eu cred că ăsta e doar începutul. Tocmai de acest lucru și prin mediatizarea acestor cazuri
căutăm să atragem și să atenția publică prin ce trecem. Pentru că cumva dacă nu ne trece un electroșoc, să ne trezim odată că suntem în al 13-lea ceas și că am făcut tot ce se putea face, o să ajungem să fim doar niște actori la ceea ce se întâmplă. Un episod dureros a fost povestit în exclusivitate la Legile Puterii și de doctorița Carmen Dorobăț. Am avut un prieten care s-a pierdut în terapie intensivă și de această dată a trebuit moral și sufletește să anunțe o familie. La numai 52 de ani, deci a fost foarte greu eu să anunț familia și îmi dădeam seama că eu le spun despre ce este vorba și nu înțelegeau, pentru că nu se lega nimic. Venise pe picioare, venise și a condus mașina și la o săptămână nu mai era. Și le spuneam că trebuie să se pregătească, să vină, să-l ia așa, într-un sicriu. Da, în continuare cred că o țară fără restricții ar fi distrus complet sistemul medical actual. Doamne, puteți să credeți ce vreți dumneavoastră, sunteți liberă. Eu cred că nu distrugea nimic, din contra, îl făcea mai puternic. Cum? Pentru că, repet, suntem obligați, toată lumea poartă mască, toată lumea respectă reguli și infectările cresc și numărul de morți crește, nu? Păi atunci, unde, dacă toată lumea poartă mască și toată lumea respectă și se întâmplă nenorocirea, înseamnă că această cale nu-i bună. Păi nu toată lumea poartă mască și nici... Ce toată lumea poartă acum? Și nu avem garanția 100% că masca ne ferește 100% de virus. Și atunci? 70%. Dar spuneți-mi dumneavoastră, de exemplu, cum v-ați infectat? Ați purtat mască sau n-ați purtat mască? Doamne, eu nu am purtat mască decât în momentul în care am fost obligat. Bun, dar cum v-ați infectat? Știți cum v-ați infectat? Păi am fost la Bărbulești, m-am îmbrățișat cu oameni care erau un focar de infecție. Și atunci v-ați infectat? Da, da. Și ați simțit ceva? Da, am avut anumite simptome, dar organismul meu fiind sănătos, le-am depășit. Adică ușoare. Adică am avut un pic de febră, 37,1, concentrația de oxigen în sânge ajunsese aproape la limită, simțeam oarece durere în piept, deci asta l-am avut. Bun. Sunt medici care spun că indiferent dacă prima oară suntem asimptomatici sau avem reacții ușoare, a doua oară când virusul va lovi, va fi fatal pentru unii dintre noi. A doua oară ce ați simțit? Tot la fel. Ce ați simțit? Exact ce v-am spus, dar poate mai ușor. Adică a doua oară pentru dumneavoastră a fost mai ușor decât prima oară. Deci, eu sunt și de un unde bărbat v-ați infectat a doua oară? Eu știu oară. De unde știu, m-am infectat, contează de unde păi m-am bine, infectat. Păi bine, n-ați sunat DSP-ul, nu dar s-a de ce făcut să sun? Nu am sunat nimic, eu am respectat legea. Unde v-ați făcut testul a doua oară? La OK Medical, unde îmi fac tot timpul, la clinică Bun, privată. Bun, și clinica medicală privată nu a anunțat DSP-ul ca să se facă o anchetă, păi, să vedem cu cine ați intrat. Testele care mi le-au făcut ei au fost negative. Păi domnul Catara, mă speriați acum că stăm față în față și v-am și spus. Da. Adică... Stați liniștită. Oricum avem o distanțare fizică corectă de 1,5 metri, nu? Deci și legea nu ne obligă să purtăm măști aici. Da? Bun. Vedeți, aici nu e virus. În studiourile de televiziune a decretat Guvernul României că nu e virus. Deci putem să nu purtăm mască. Vedeți, toți colegii poartă mască, mai puțin eu, și care sunt moderatoare, nu... dumneavoastră, care sunteți invitat și de fiecare dată când colegii mei s-au lovit cu astfel Hai de situații... Hai să vă dau un alt exemplu, doamna au Păcura. Stat acasă, un avion. În izolare. Ești obligat să porți mască, dar vine și îți aduce mâncarea. Ți-o dai jos și mănânci. Și mănânci. Ei, în momentul în care îți dai jos masca, dispare virusul. Nu mai e. Și de-abia când ți-o pui, apare din nou. E bătaie de joc, e circ. Este circ. Adică, jumate din zbor mănânci și stai fără mască, jumate stai cu mască. Vedeți? Sunt lucruri duse circ, la absurd. Dar circ, de exemplu, nu este când dumneavoastră ați ieșit pozitiv și a doua oară. Și n-a venit DSP-ul acasă? Doamne, păi el trebuia să știe. Păi... Asta spun. Spuneți dumneavoastră, deocamdată eu am respectat legea și am ieșit în spațiu public atâta timp cât nu am fost infectat. Punct. Și vreau să vă mai spun ceva. Vă rog. Spitalele nu sunt hoteluri de 5 stele, doamnă. Exact. Acolo e suferință. Exact. Indiferent că ești cu COVID sau cu altceva, e suferință. Așa că medicii știu foarte clar ce îi face mare plăcere să anunțe pe familia cuiva că a murit unul păi de nu. infarct sau de cancer.
Păi și atunci normal că nu poate să-i facă plăcere să anunțe o familie sau pe cineva că a murit cineva, chiar de COVID. Astea sunt niște declarații care, după părerea mea, nu și-au rostul. Păi cum pentru să nu că niciun rostul? Medic în spital, când anunță un deces, nu cred că îi face plăcere. Așa este, dar în condițiile în care... Și lumea nu moare numai de COVID. Așa este, dar în condițiile în care ești sănătos tu, conduci mașina, te duci la spital și în 4 zile pleci într-un coșciug. Vă spun altceva, ești sănătos, spun și în 20 de secunde ai făcut infarct și ai murit. Da. Sau congestie cerebrală. Da. Aia e o trecere mai ușoară, nu este... Adică, poate fi și mai grea, doamnă. Păi sunt da, boli, să te infectezi. Să stai în terapie intensivă cu aparatele pe tine, cu toate gândurile negre. Apropo, ați avut parte și de aceste simptome, gândurile negre care vin la pachet cu boala? Doamnă, sunt optimist. Eu știu că atâta timp cât ești optimist și ai credință, nu ai probleme. Asta este adevărat. Merg și eu pe aceeași filozofie a vieții, zâmbesc. Deci, încă o dată, nu neg existența virusului, dar nu este atât de periculos pe cât ni se spune. Iar ce au făcut suedezii demonstrează că asta e calea de urmat. Și domnul doctor Rafila, acum 2 zile, a spus, da, asta e calea care trebuie să o urmăm. Care este calea? Calea suedeză, modelul suedez. Domnul doctor Rafila, care a fost susținut și ridicat în slăv până când s-a înscris în PSD. Acum începe să fie criticat, înseamnă să fie tamponat. Dar... Bine, păi acum ținem cu tricou sau ținem cu... Dar acest medic a spus foarte clar, acum 2 zile... Modelul suedez este modelul de urmat. Eu am spus asta acum 6 luni de zile. Dar dumneavoastră comparați sistemul medical din România cu sistemul medical din Suedia? Unde noi ați văzut că avem în prima linie și rezidenți? Pentru că medicii efectiv nu mai fac față? Bun, și care e problema? Care este problema? Că nu avem capacitatea să asigurăm asistența medicală. Uite, oricum nu avem. Am ajuns să nu ajem. Deja suntem în situația exact, asta. Medicii și atunci, de familie preiau și atunci ce vreți? Să ridicați în continuare și să suspendați libertăți pe măsură ce nu sunt locuri, nu? Sunteți doctor în economie. Da, sunt doctor în economie. Știți că anul viitor, da? Statisticile ne arată că va începe o criză, dar de fapt abia în 2022 s-ar putea să ne lovească criza din plin. Pe unii i-a lovit deja din greu, doamnă. I-a lovit. Unii sunt muritori de foame. Și ce vom face la anul? Vom suspenda drepturile și libertățile, nu? Îi vom ține pe toți în pușcărie în casă. Simplu. Îi arestăm, îi amendăm, îi băgăm în pușcărie, că la asta ne pricepem. Nu? Mai bine ne-am pricepe să construim și să nu distrugem. Păi cum să construiești dacă nu te lasă să muncești? Cum să construiești dacă nu-ți dă voie să muncești? Trebuie să muncești. Păi cum? Sunt milioane de români care n-au voie să muncească. Nu au voie să muncească. Și nu da ieri de azi, de luni de zile. Oamenii ăștia ajung muritori de foame. Da, dar nu sunt milioane la noi în țară, vă referiți și la cei plecați în diaspora care sunt vorbesc la noi condiții? În România, doamnă. Păi tot ce înseamnă sunt în sistemul privat, în sectorul privat, da. Sunt 4,5 milioane de angajați. Care astăzi efectiv nu mai au loc. Unii dintre ei, o parte dintre ei, vreo 2 milioane, nu mai au. Sau li s-au redus veniturile dramatice. Tot ce înseamnă Horeca, tot ce înseamnă șofer de taxi, eu m-am întâlnit cu șofer de taxi care au spus că sunt în pragul foametei când nu mai au clienți. Industria spectacolului, tot ce ține de asta. Sunt oameni care muncesc acolo și care nu mai au bani. De ce? Pentru că niște alți oameni care sunt cu burțile și buzunarele pline de la bugetul statului le interzic lor să muncească, să aibă parte de învățământ, de sănătate, de cultură și așa mai departe. Asta se întâmplă și cât credeți că o să puteți să susțineți acest lucru? Pentru că se dovedește că indiferent ce face un guvern sau un om sau un grup de medici, infectările sunt, există, morții sunt, există, din păcate și din nenorocire, și indiferent cât îi amendezi pe oameni și cât îi bagi la pușcărie și cât le ridici drepturile și libertățile, virusul există și își face de cap. Și nu asta e calea de urmat și de luptă împotriva lui. Dar care este calea de urmat? Imunizarea de grup. Să-i lași oamenii să ia în piept virusul și să-i atenționezi și să-i protejezi și să-i ajuți pe cei care sunt vulnerabili. Asta este calea Suediei și e modelul de succes. Ceilalți, mai sunt și alte țări, ceilalți, repet, s-au luat după niște medici care n-au nicio treabă cu medicina, de fapt, și urmăresc alte interese economice și care au făcut acest prăpăd. Și să vă dau un exemplu ca să înțelegem. Vă rog.
Opinia publică din România a luat cunoștință că în fruntea oficiului pentru spălarea banilor era un individ care nu avea nici liceu, da? Care avea falsificată... Grav. Stați puțin. Avem un mare specialist în boli infecțioase, doctorul Imre. Ați auzit da, de el? Care vrea de dimineață până seară dictatură medicală. I-ați verificat cumva curiculum vitae acestui să nu medic? Nu spuneți că nu este medic. Este, după cele mai optimiste cercetări, medic de întreprindere. Adică, probabil că a fost repetent tot timpul, probabil, pentru că el n-a fost în stare nici măcar să fie medic specialist. Medic bine, de dar întreprindere. Aveți probe în ceea ce spuneți? Păi, dar este curriculum vitae, au făcut oamenii cercetări. Deci, doamna Păcuraru, s-a ajuns la concluzia că în România, în cele mai înalte funcții, pot fi analfabeți, că nu contează. Păi asta vedem și cu asta ne luptăm. Tocmai de asta nu putem construi. Acești indivizi care sunt cum sunt, vin și ne impun nouă dictatura medicală de dimineață până seara. Aici este problema. Eu cred că problema este la clasa politică. Un medic de talia domnului Rafila, în momentul în care a văzut care e realitatea, pentru că nimeni n-a știut, s-a repliat și a spus, da, modelul suedez e bun. Donald Trump vine și spune, doctorii au făcut prăpăd, din cauza lor s-a ajuns unde s-a ajuns. Și doctorii în continuare, unii dintre ei, repet, unii dintre ei care n-au treabă cu medicina, dar care au treabă cu alte chestiuni economice, vin și ne, de dimineață până seara, ne injectează cu frică, ne amenință, nu putem să mergem la biserică, nu putem să mergem. Sunt medici și eu personal am mai mare încredere în medici decât în niște politicieni efemeri care nu fac altceva decât să-și urmărească funcțiile. Sigur. De exemplu, dumneavoastră, da. Explicați-mi mie, sunteți în același timp și președinte la dreapta liberală, ca să înțelegem doctrina, și în același timp vreți să candidați la pro-România. Nu, la nu mai sunt președinte la dreapta liberală. Bine, dar doctrina de dreapta bănuiesc că vă leagă, nu? Dar eu sunt purtătorul unui mesaj de dreapta pro-capitalism, bazat pe o economie puternică, sector privat, capital românesc puternic și un stat suplu, da? Și cum vă pupați cu Victor Ponta? Pentru că în acest partid, în partidul pro-România, și eu candidez la Senat, la Bihor, în județul Bihor, există două aripi în acest moment. O aripă socială, să-i spunem, și o aripă liberală. Eu fac parte din această aripă și indiferent ce puteți să spuneți despre mine, dacă sunt socialist sau că susțin o ideologie de stânga, nu o să puteți spune lucrul ăsta. Masca unui socialist cu papion a căzut, lăsând la vedere o realitate urât-mirositoare. Cine a zis asta? Eu am spus-o. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici. Am revenit la legile puterii și înainte de pauza de publicitate, v-am întrebat, masca unui socialist cu papion a căzut, lăsând la vedere o realitate urât-mirositoare. A spus că chiar dumneavoastră a spus asta. Da, sigur. Despre cine? Da, despre domnul Tăriceanu. Și nu e colegul dumneavoastră acum? Acum este, da. Și nu mai miroase urât? Păi, doamna, sau aveți masca și nu-l simțiți? Hai să vă pun altfel întrebarea. Vă aduceți aminte ce a declarat Ludovic Orban despre Raluca Turcan acum câțiva ani? Nu. Și acum sunt cei mai buni prieteni. Lumea mai se ceartă, mai se împacă. Adică acum sunteți prieteni? Am spus că suntem colegi în același partid și avem un comportament pe măsură. Și eu v-am întrebat dacă mai miroase. Și eu vă întreb, aduceți aminte ce a spus Ludovic Orban despre Raluca Turcan, Elena Udrea? Da, dar de ce nu răspundeți cu altă întrebare? Păi, ca pentru să știu dacă mai aveți miros sau nu că, mai aveți miros. Poate ați rămas cu un efect secundar deci, al COVID-ului. Eu pot să-mi pierd mirosul numai dacă mă îmbolnăvesc grav de COVID, ceea da? Ce nu-i cazul. Dar domnul Bănicioiu, vă ce miroase domnul... a ceva? Este tot colegul dumneavoastră. Doamne, în decursul carierei politice, oamenii au păreri contrare și păreri similare. Sunt nenumărate cazurile în care există declarații contra unor persoane, după care acele persoane au lucrat împreună. E o realitate pe care trebuie să țineți cont. Da, deci eu am și miros... de la masă cu Quintus, adică vorbim despre educație, vorbim așa, la masă cu Ponta, plagiator, dovedit, trădător, toată lumea are numai etichete de bine, nu. Bănuiesc că e o diferență, nu? Diferența știți unde e? Bun. În faptul că astăzi nu mai contează dacă ești de stânga sau de dreapta. Cum? Doctrina nu mai este relevantă? Astăzi nu mai e relevant. Astăzi mai e relevant următorul aspect. Ești pentru libertate, alegi libertatea sau alegi ca drepturile și libertățile să fie călcate în picioare?
în paradigma asta discutăm acum. Nu mai discutăm în stânga-dreapta, liberali, bine, dar ca socialiști. Să înțelegem și noi și să înțeleagă și toți tinerii care poate vor să se înscrie în politică, dacă doctrina mai contează sau nu mai astăzi, contează. Astăzi, după părerea mea, doctrina nu mai contează, a trecut pe planul 2. Pe primul plan este respectarea drepturilor și libertăților. Păi atunci libertatea de ce mai avem partide? Oamenilor. De ce nu se dizolvă toate partidele dacă traseismul nu mai există? Păi uitați-vă, jumătate din PSD a trecut pe listele PNL-ului. Un sfert din listele PNL-ului a trecut pe listele PSD-ului. Și așa mai departe. Și lucrurile par firești pentru electorat, pentru români. Poate pentru dumneavoastră nu, dar poate sunteți o minoritate. Sunt convinsă că sunt o minoritate. Ei, în foarte dacă multe sunteți domenii. Convinsă că sunteți o minoritate, poate și eu sunt o minoritate, poate nu. Dar important este că astăzi trebuie să lupți în spectru politic, în Parlament. Dar cum pentru poți să lupți cu un plagiator? Dovedit că chiar dumneavoastră, înainte să luăm pauza de publicitate, arătați cu degetul la cei care vor să facă performanță cu diplome false. E, iată, domnul Victor Ponta este doctor plagiator. Bun, este doctor plagiator, dar este jurist și are și alte studii care nu pot fi contestate. Bine, dar spunea să salvați România. Cum puteți să salvați România dacă numai zilele trecute din dezvăluirile domnului Cristian Rizea, pe care îl cunoașteți foarte bine, nu-l cunosc a spus deloc. Că a luat 100 de milioane de dolari ca să vândă România doar într-un interes? Cine? Domnul Ponta. Banii într-un cont undeva prin dați-mi voie să nu-l cred pe domnul Rizea, care bate câmpii. Are dovezi pe dracu. Să vină în România să le dea. De ce stă la ruși? Păi am înțeles că o să vină. Să vină. Până atunci am dubii. Păi până atunci DNA-ul investighează, așa cum a fost și cazul domnului Bănicioi. Auziți? Vedeți dumneavoastră, cea mai mare realizare a guvernului Orban este eradicarea corupției. Deci este cea mai mare realizare a României în ultimii 30 de ani. Cât timp a fost PSD-ul, noi nu am fost bombardați decât cu corupție la nivel european și mondial, cu MCV și așa mai departe. În momentul în care s-a schimbat guvernul, ați mai auzit ceva de corupție? Nu, dar am auzit de Silviu Predoiu. Ați mai auzit ceva de MCD? Am auzit de Silviu Predoiu, fost adjunct SIE, da? Și este colegul dumneavoastră. Da? Vă onorează compania acestor domni? Da, mă onorează. Atâta timp când sunt colegii mei, da, mă onorează. Ce cu domnul Silviu Predoiu? Păi nu este nimic dubios că... Eu nu știu nimic dubios. Ce ar putea fi dubios cu domnul Silviu Predoiu? Păi din fruntea SIE, ca să se înțeleagă. Este normal, asta este normalitatea, din vârful SIE să te duci să candidezi? Păi da, nu e singurul exemplu. Vai de mine, domnul Meleșcanu. Domnul Maior. Păi și asta este normalitate? Doamnă, dar se pare că în România... Candidat, sau a fost doar numit? Nu știu. Ia să vedem să... A fost numit, deci evident. Deci asta este normalitatea? În ce sens este? În România asta e normalitatea, da, așa se practică. În sensul în care dumneavoastră vreți altceva? Eu vreau, dar eu nu pot de unul singur. Eu nu pot lupta de unul singur. Da, dar că nu sunteți sunt liberal. Vă mai considerați liberal în continuare? Doamnă... Dumneavoastră trebuie să-mi spuneți dacă sunt sau nu sunt, prin ceea ce spun și prin ceea ce fac. Sau eu am făcut. Spun că sunteți, ei, dacă pentru că știu de foarte că sunteți... mulți ani evoluția dumneavoastră în da, lumea de business, da, sunt. Unde nu am ce să contest, da. Pentru că ați dat de mâncare a sute de familii. Deci ați arătat că puteți să construiți, deci nu să distrugeți. Sunt liberal, deci nu mi-a nimeni de acest titlu. Și cum vă împăcați cu doctrina de stânga? Am spus că în Partidul Pro-România în acest moment există două curente de... ideologice, dacă vreți. Un curent social și un curent liberal. Și acest curent liberal este întărit și prin prezența mea, dacă îmi permiteți lipsa de modestie. Nu vă este frică de trădare, nu? Păi, trădarea există și este una din realitățile politicii. Te poți păzi exact ca și de moarte, doamnă. Te păzești și în principiu reușești sau în anumite cazuri nu reușești. Așa și aici. Te ferești să nu fii trădat și la un moment dat te trăgești cu cuțitul în spate. Mori sau trăiești. Exact, vedeți? Și vorbeam acum de distanțare, de purtatul măștilor, dar când ne pupăm și stăm la aceleași petreceri și ne junghiem pe la spate, aia cum se numește? Trădare, nu dragoste sau respect reciproc. Nu? Asta pentru că nu se respectă distanțarea fizică. Că dacă s-ar respecta distanțarea fizică,
n-am mai avea nicio problemă, dar nici nu s-ar mai naște copii și nici nu lumea s-ar termina în 50 de ani. Deci distanțarea socială... Hai să-i spunem distanțare fizică. Distanțare socială este un concept idiot, după părerea mea, că... Dar ne ajută să nu ne trădăm. Uai de mine! Sau, întotdeauna românii sunt inventivi, să știți că poți fi trădat și de la 3 metri distanță. Și poți fi înjunghiat și chiar de la 3,5 metri distanță. Am văzut că și din spatele televizorului și din spatele telefonului e foarte ușor să înjunghi. Dar hai să revenim la ale noastre. Ați fost parlamentar al României în legislatura din perioada 96-2000, ca senator PNL Bacău, pentru că acolo v-ați născut, da? Și ați fost ales președinte al Comisiei Economice a Senatului. Corect. Două propuneri legislative pe care le-ați făcut și care au produs efecte benefice acestei societăți. Da. Au fost legea întreprinderilor mici și mijlocii, au fost mai multe. Legea promovării exporturilor, pentru că eu sunt adeptul creșterii exporturilor. Legea regimului juridic al terenurilor și așa mai departe. Sunt legi care poartă semnătura mea. Ați avut probleme cu biroul electoral. Ați spus că nu mai aveți încredere. Da, era o problemă legată de semnături. Da, dacă contestați modul în care sunt validați candidați, atunci de ce mai candidați și azi? Ca să reușesc să schimb legislația și aceste nedreptăți să nu mai existe. Ce s-a întâmplat cu procesul pe care l ați intentat lui Alexandru Cumpănașu cu daune morale de 100.000 de lei? E în desfășurare. E o altă realizare fabuloasă a unei instituții din România, și anume... Adică între ghilimele. Da, Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității, care pe 17 pagini îmi prezintă niște rapoarte de serviciu. Dar ca să înțeleagă și telespectatorii noștri de ce l-a dat în judecată pe Cumpănașu, că v-a numit securist. Da. Bun. Și eu n-am fost. Nu. Dar ați fost? Și eu n-am fost. N-am fost. Păi spune oficiul pentru Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității. Așa. Deci CNSAS aveam și eu undeva. Spune că ați fost colaborator. Minte. Nu am fost, nu am fost nici colaborator, nici nimic, pentru că... Informator, nu colaborator. N-am fost de nimic, pentru că nu am dar niciun angajament. N-am fost nimic, doamnă, nu înțelegeți? Ei spun negru pe alb că nu am semnat niciun angajament cu securitatea. Dacă n-am semnat niciun angajament cu securitatea, n-am fost nimic. Punct. Am făcut rapoarte de serviciu pe care adică le-am înainte... Adică note informative? Nu note informative, rapoarte de serviciu pe care le-am depus la biroul directorului întreprinderii de comerț exterior unde eu lucram. V-ați inspirat din Traian Băsescu? Că așa am înțeles că se apăra și domnul Băsescu. Băsescu, spre deosebire de mine, a primit decizie de colaboratoră al fostei securități. Eu nu am niciun fel de decizie. La mine se spune negru pe alb că nu am colaborat cu securitatea și că nu am dosar și că nu am angajament. Și cu toate astea, lumea spune că sunt securist. Vedeți? Și sunteți? Oricum nu sunt acum, n-am fost niciodată, doamnă. Dar spune Consiliul, dar nu contează. Bine, ce nu, spune. Ca să înțelegă, ca nu să înțelegeți. Alianța asta din noul partid, ca să înțelegeți, Doiu, o instituție Ponta a statului a publicat rapoarte de serviciu ale mele, rapoarte. Unele înscrisuri nu sunt semnate de mine, atenție, nu sunt semnate de mine și eu nu pot să fac nimic, pentru că, la final, spun, domnule, ăsta e curat. Dar știți ce spune foarte multă lume, nu? Și a ajuns și pe la urechile noastre în redacție ce când spune? Au auzit că veniți. Că de asta v-ați dus în pro-România, pentru că este un partid de securiști. Toți care spun asta sunt niște tâmpiți și niște idioți. Punct. Dacă nu retardați sau analfabeți funcționali. Să nu jicnim păi publica, n-am, să nu... Păi aia care spun asta le spun în față. Bat câmpii. Trebuie să vină și cu dovezi când spun lucrul ăsta. Da? De ce nu le cereți o dovadă în sensul ăsta? Că așa e ușor să arunci în spațiu public și după aia să vină unul să apere. Eu n-am ce să mă apăr. Mă doare în cod de ce spun ei. Sunt niște dobitoci. Când erați în campanie, când credeați că veți ajunge președinte, spuneați că veți face ceva pentru săracii României și veți renunța la aceste privilegii, la pensii speciale. Puteți face și acum, în poziția în care sunteți ceva?
Se poate face. Parlamentul României face de altfel. Președintele României poate să numească un guvern care să facă, dar guvernul și parlamentul face. Și dacă ești în parlament și vrei să faci, faci. Dacă numai te faci că vrei și faci legea de așa natură încât să fie invalidată la Curtea Constituțională, e altă chestiune. Dar numai în parlament, și libertatea se apără în parlament, mai puțin pe stradă. Sunteți un om de afaceri de succes. Asta nu cred că poate contesta cineva. Sunt unii care contestă și asta. Contestă bine. Tot. Contestă să tot. Să știți că sunt unii care contestă culoarea sacoului dumneavoastră, că spun că e negru. Bine, dar e ușor să faci asta când ești la stat. Dar cel care știe ce înseamnă să ai un SRL și să ai guri de hrănit la sfârșit de lună înainte, ca tu să rămâi cu profit să investești, categoric. Nu au cum să-și permită asta. Dar alta este întrebarea, pentru că s-a scurs timpul, nici nu știu când, și am rămas cu o grămadă de întrebări. Deși sunteți un om prosper de afaceri, v-ați trecut în declarația de avere cavoul. Păi sunt obligat să o trec. Este așa valoros, ca să înțeleagă și telespectatorii. De ce? Da, este un bun imobil care depășește 5.000 de euro și ești obligat să-l declari. Este în patrimoniu familiei și asta e legea. Ce să fac eu? Păi dacă nu-l declar și vine Agenția Națională de Integritate și mă prinde, mă suspendă, mă amendează, mă bagă la pușcărie și nu știu ce mai face. Trebuie să respecti legea în România, doamna Păcuranu. Legea este aceeași pentru toți. Și vă mulțumesc pentru prezență. Sper ca data viitoare, când veți veni aici, să-mi arătați câteva cărămizi pe care le-ați pus la baza acestei reconstrucții, ca să ieșim din această pandemie. Discutăm cu cea mai mare plăcere. E un subiect foarte greu, foarte sensibil, dar care trebuie discutat în mod serios, pentru că, până la urmă, indiferent cât de jos suntem, la un moment dat trebuie să pornim în sus. Să fim acolo unde ne este locul. Luăm o scurtă pauză și revenim.